Un teren exotic, completare armonioasă între deșert și ocean, între tradiție și modernitate. Pentru turiști, Kenya e o experiență a simțurilor. Țările africane sunt o atracție turistică atât pentru românii care vor să trăiască adrenalina unui safari, cât și pentru cei care vor să lenevească pe unele dintre cele mai frumoase plaje ale lumii. De kilometri despart Bucureștiul de Mombasa. Călătoria începe la miezul nopții. După 2 ani de pandemie, ne îmbarcăm entuziasmați ca înainte de prima vacanță de vară. Bună seara! Durata zborului până la Mombasa va fi de aproximativ 7 ore și 10 minute. Decolăm, casele se fac tot mai mici, avionul se înalță până când zburăm deasupra norilor și la picioarele noastre e o mare de albastru. La 8 dimineața, ora locală, aterizăm pe pământ african, la Mombasa. 50, 40. Al doilea oraș ca mărime al Keniei, Mombasa, un melanj eclectic între nou și vechi, miroase a ocean. Nu poposim aici. Ne îmbarcăm într-un autobuz care ne duce la 60 de kilometri de perla coastei keniene, într-un sat tradițional african. Pentru câteva ore, viața e o experiență cum n-am mai trăit. Întreg satul este o singură familie, la propriu. Here we have the head of the family who is almost 90 years. And we have here 75 members, all live together. Yeah? In the evening they cook together, they eat at the same area, they converge and eat. Yeah? And they share everything. Here everything is sharing. Yeah? Viața e animată aici, e o permanentă forfotă. Traiul de zi cu zi nu lasă loc de trândăveală. Îmbrăcate în culori aprinse într-un ritm perfect, înconjurate de copii, două femei fac făină din cereale. O muncă istovitoare care e recompensată cu zâmbete și mulțumiri la fiecare masă. Aici rolurile se împart tradițional. Bărbații procură hrana, iar femeile o gătesc. Cele mai multe dintre mâncăruri se bazează pe nuci și lapte de cocos. This is what we use for cooking. So, three stones. Two pieces of wood. Some pieces of wood. And a pan on top here. Then we make fire here. This one is for increasing the fire. Yeah, like this. So this is how you cook every day, yeah? Every day, in the morning, in the afternoon, in the evening. This is like a filter. Mm-hmm. Yeah, you put here inside like this. Now this one you use it for cooking. So this is the fresh oil, coconut oil. Yeah, fresh. Și copiii au un rol de îndeplinit, cel de elevi. Zi de zi merg la școala care se află la câțiva kilometri de satul lor. Pe lângă lecțiile clasice, în sala de clasă, elevii învață și cum să cultive grădina și cum să îngrijească fiecare plantă, iar joaca afară nu lipsește nicio zi de școală, o lecție pentru turiști. Între atâtea lipsuri, kenienii răzbat. Zilele următoare lăsăm în spate lumea oamenilor și ne aventurăm în cea a animalelor sălbatice, în safari.